Ramona. Bună dimineața din nou tuturor. Finalul de săptămână ne aduce valori termice în creștere, astfel că vremea va deveni deosebit de caldă în regiunile sudice, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în Maramureș și 30 de grade în sudul Munteniei și al Olteniei. Cerul va avea norări temporare în regiunile nordice, unde local vor fi averse și posibil descărcări electrice. Pe spații mici, în special în zona montană aferentă, se pot înregistra cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat. În restul țării cerul va fi variabil și va ploua pe arii restrânse, mai ales la deal și la munte. În Maramureș, ziua de duminică vine cu cer mai mult noros și precipitații. Chiar dacă soarele se va mai arăta din când în când, valorile termice nu vor depăși 18 grade în Baia Mare, 19 în Satul Mare și 20 de grade în Sighetul Marmației. Pentru Crișana, meteorologii anunță atât ploi cât și intervale în care soarele își va face loc printre nori. Temperaturile vor urca până la 21 de grade în Oradea și 24 de grade în Arad. Bănățenii vor avea parte de un cer mai mult noros și de maxime ce vor atinge 25 de grade în Reșița și 26 de grade în Timișoara. În Oltenia, vremea aduce soare și valori termice ridicate, așadar se vor înregistra 28 de grade în Craiova și Târgu Jiu și 29 de grade în Drobeta, Turnu Severin. În centrul țării, vremea va fi variată cu precipitații în nord și vest, dar și cu soare în sudul și în sud-estul regiunii. La prânz, termometrele vor indica 23 de grade în Miercurea Ciuc, 22 în Cluj-Napoca, 26 la Deva și 27 de grade în Alba Iulia. Pentru Moldova se anunță ceva ploi prin nord, în rest vremea anunțându-se plăcută. Mercurul din termometre va urca până la 22 de grade în Suceava, 25 la Piatra Neamț, 27 de grade în Iași și Vaslui și 28 de grade la Focșani. Dobrogenii se vor bucura de soare în cea mai mare parte a regiunii și de valori maxime ce se vor încadra în general între 20 de grade în Sulina și 27 de grade în Cernavodă. Ultima zi a săptămânii aduce vreme frumoasă și în Muntenia. Soarele va fi prezent pe tot parcursul zilei, iar valorile termice vor urca până la 27 de grade în Pitești, 28 în Ploiești și Buzău, 29 la Slobozia, 30 de grade în Călăraș și poate 31 de grade la Giurgiu. În capitală avem soare și o maximă de 30 de grade. Pentru mâine se anunță o nouă zi însorită și caldă. La prânz vom avea 27 de grade. Marți, chiar dacă cerul va fi mai mult noros, termometrele vor indica undeva la 29 de grade. Iată că în sfârșit avem o zi de primăvară, chiar dacă pe aici, pe acolo, mai apar ceva norări și precipitații, avem speranța că suntem pe drumul cel bun. Să vină vara, zic. Cam atât despre vreme. Momentan să aveți o zi excelentă, Diana.